După conferința de presă susținută de dimineață de către organizatori, prima oprire a fost la Biserica Sfântul Nicolae. Aici, reprezentanții operatorilor de turism și presa de specialitate au putut constata că acest lăcaș de cult poate fi un obiectiv turistic atractiv. Mă bucur că primul obiectiv pe care îl vizitați în cadrul acestui program este o biserică. Eu consider că acesta este un semn bun prin faptul că începem această lucrare cu Dumnezeu, cu ajutorul Dumnezeu, cu gândul la Dumnezeu. Și cum Dumnezeu întotdeauna binecuvintează și sfințește toate lucrurile bune, atunci sunt convins că această zi va fi încurunată de un mare succes și va fi o reușită pentru noi, fiecare în parte, pentru țara aceasta și pentru binele ei. Vă aflați într-o biserică cu un statut deosebit, prin faptul că această biserică, până în anul 1830, a fost geamie turcească. Știm cu toții, nu intrăm în armănunte și timpul este foarte scurt, nu putem să intrăm în prea multe detalii istorice. Știm cu toții că prin tratatul de la Adrianopol, cele trei cazare turcești au fost redate administrației românești, printre care a fost și cetatea Giurgiului, care a avut această geamie. Și după 1830, în urma tratatului de la Adrianopol, după 1830, în cinstea țarului I al Rusiei, aceasta a fost transformată în biserică ortodoxă, creștin-ortodoxă, și a primit hramul Sfântului Nicolae. Din nefericire, a avut un trecut destul de zbuciumat această biserică, prin faptul că a fost de două ori distrusă, în 1905 și în 1944, și la plecarea, la retragerea din Giurgiu a germanilor, și de fiecare dată a fost reclădită, unele părți ale construcției refăcându-se cu piatră din zidul cetății, ultima dată pictura fiind executată de domnul Stoica, Nicolae Stoica, această pictură pe care o vedeți restaurată acum în timpul preasfințitului Părinte Episcop Ambrozie. Ce să vă spun? Biserica aceasta are o încărcătură duhovnicească cu totul și cu totul deosebită, poate tocmai prin faptul că suferințele care au dus la nașterea ei au generat și o mare dragoste a lui Dumnezeu față de toți cei care vin să se roage aici. Imediat după înființarea Episcopiei Giurgiului, s-au făcut eforturi deosebite pentru finalizarea lucrărilor de restaurare și totodată Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie a deschis aici, având în vedere că biserica are hramul Sfântului Nicolae, a deschis aici o cantină socială care funcționează și care se cheamă Sfântul Nicolae cel Milostiv. În același timp, pentru ajutorul cât mai mare al enuriașilor care vin să se roage în această Sfântă Biserică, ce a fost transformată din Biserică de Mir în Mănăstire de Călugări, la înființarea Episcopiei, au fost aduse aici în partea dreaptă, unde vedeți în această mică raglă moaștele Sfântului Vasile cel Mare, al Sfântului Grigore de Nisa și ale Sfintei Macrina, părticele, bineînțeles, din moaștele respective, pentru ca oamenii să aibă un plus de energie duhovnicească, să aibă mai mulți ocrotitori care să se închine, știind că în ortodoxia noastră cultul moaștilor este un lucru cu totul și cu totul deosebit și bine plăcut lui Dumnezeu. Ca să nu răpesc prea mult din timpul dumneavoastră, pentru că programul, așa cum bine am văzut cu toții, este foarte generos în activități, deci sunt foarte multe, vă invit ca să vizitați această biserică, să-i vedeți caracteristicile. Este o pictură în stil neobizantin. Deci este o pictură care o considerăm că este frumoasă, reprezentativă pentru ortodoxia noastră și totodată să vedeți că ea se prezintă într-o formă în care ar putea să fie o pagină din istoria noastră prezentată străinilor, pentru că istoria acestui județ, așa cum s-a spus și la început și nu insist, a fost foarte zbuciumată, această talpa țării fiind în permanență călcată și mereu giurgiuvenii fiind scutul, sunt cei care au ținut pieptul și au fost scutul în spatele căruia partea de nord a țării a putut să se dezvolte mult mai ușor decât partea aceasta de sud. După jurnalul de știri puteți afla mai multe amănunte despre evenimentul de ieri în ediția specială difuzată de Valahia TV.